Am revenit, dragii prieteni, Metropola TV, stimați radioascultătorii Sport Total FM, ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, Sport Arena la zi de weekend. În prima parte a producției a fost invitat Gabriel Magdaș, președintele Unirii Dej, o revelație, o certitudine în acest moment în Liga a doua, echipă care se află în cantonament în Antalya, unde a jucat aseară un amical de lux cu echipa lui Mircea Lucescu. Dinamo Kiev, nici nu mai contează scorul final, 1-5, reușită a lui Alex Pop pentru Unirea Dej. Vorbeam cu Daniel Lazare, care este în continuare lângă noi. În această perioadă, multe meciuri amicale. Majoritatea formațiilor de la nivelul eșalonului secund evoluează, atât în țară cât și în străinătate în meciuri amicale. Dinamo, de exemplu, vom avea din nou imagini de la Buftea, întâlnește CS Blejoi, o grupare prahoveană care conduce seria a 5-a. 4-0 pentru Dinamo după prima repriză. Atenție, un hat-trick Daniela lui Cătălin Țâră. Să-l țină această formă și în meciurile oficiale. Asta ar vrea Ovidiu Burcă. A patra reușită a lui Dinamo, semnată de Valentin Borcea. Dincolo, CSA Steaua întâlnește în Ghencea Metaloglobus București. La pauză 1-0, reușită semnată de Bogdan Chipirliu. Să vedem ce se va întâmpla, Daniel, în partea secundă a acestor dispute. Da, e interesant dacă vor fi aceiași jucători sau dacă va fi practic rulat întreg lotul. Eu cred că va fi a doua variantă. Pentru că sunt mulți jucători, la Dinamo e problema, pentru că ei nu au foarte mulți jucători, au și niște interdicții la transferuri, din ce am înțeles. Și situația financiară e una care nu face să aducă mulți jucători la echipă, dar cred eu că este un moment bun pentru antrenori. Acum să vedem care vor fi și concluziile și cum se vor transpune aceste săptămâni de pregătire în parcursul echipei, pentru că sunt foarte multe echipe cu multe pretenții. Unele dintre ele nu o să-și atingă obiectivele, că n-ai cum. Sunt mai multe echipe decât obiective. Mai multe obiective decât echipe și atunci este foarte complicat. Da, CSA Steaua, că vorbea Daniel de garnitori de efectiv, CSA Steaua, Daniel Oprița, aliniază în partea a doua a disputei cu Metaloglobus București o altă formulă de echipă. Se va juca cu Horia Ian cu întrebuturi, Laurențiu Corbu, Mădălin Mihaiescu, Alexandru Sabău și Sima, Alexandru Sima, fundaș stânga, Balgiu și Ștefan Pacionel, cei doi mijlocași și defensivii, Bustea, Atanas Trică și Florea în partea stângă, în spatele lui Caiondo, vârful de atac venit de la Deva pentru a ajuta CSA Steaua în continuarea acestui sezon. Sunt doi jucători noi la CSA Steaua. Vorbeam cu Daniel Ciocoteală, cel care a evoluat în prima repriză, fundaș central venit de la CSM Alexandria și acest Mahadi Caiondo de la CSM Deva. Achiziții de la Liga a 3-a, certificate deja, ambii au semnat cu CSA Steaua. Știi care e ideea, strategia celor de la Steaua pentru actualul sezon? Că ești pe locul 1, că ești pe locul 6, că nu prind play-off-ul, deși e foarte greu de crezut că n-are cum să prindă play-off-ul ăsta, n-au niciun fel de relevanță. Eu aș pregăti următorul sezon. Aș aduce niște jucători, aș încerca, aș face unele transferuri, chiar dacă nu le anunță public, m-aș pregăti de viitorul sezon, pentru că acum, sigur, contează rezultatul, dar la ce te ajută? Păi da, Daniel, tu ai dreptate, dar de unde știi acum viitorul sezon? Că una e dacă ai drept de promovare, una e dacă n-ai drept de promovare. Eu cred că la capitolul achiziții. Să aibă, adică să se găsească o soluție. Au trecut 2 ani de zile. Da, dacă ai ști de acum... Dacă după 2 ani de zile tu nu ai găsit o soluție, înseamnă că e o problemă a conducerii. După 2 ani. Bun, n-ai găsit-o anul trecut, n-ai găsit-o nici anul ăsta, dar poate o găsești până la anul. Sigur că e adevărat, până începe campionatul trebuie să exact, faci ceva. Exact, și atunci e deocamdată de vreme. Tocmai de-aia cred că Daniel Oprița a optat pentru două mișcări de la nivelul Ligii a 3-a. Știi că și Adi Popa spunea că dacă echipa n-are drept de promovare nu mai rămâne din vară încolo. Așadar este foarte, foarte de vreme. Deocamdată greu de aflat ce se va întâmpla cu CSA Steaua. Echipa care întâlnește, spunea, Metaloglobus București în acest amical pe care îl conduce la pauză 1-0. Reușită semnată de cine? Altul, Bogdan Chipirliu. Da. E un fotbalist interesant, dar știi cum e? A bătut oarecum pasul pe loc, pentru că la câte goluri a dat în ligile secunde, mă, totuși... Aici este el șef. Da. Adică el se simte bine aici, dar dacă dai multe goluri în general... În eșaloanele secunde, ajungi la eșalonul următor. Păi da, ori el a dat multe, dar tot aici a rămas, știi? Da, adică e o anumită limită. Din adică într-un fel și bine să știi, bă, rămân aici unde mă simt bine și dau goluri și decât să mă duc undeva la Liga 1 unde am mai avut experiență de genul ăsta și nu prea am contat, bine, aici cred că și el are o parte de vină. Hai, asta spun, adică are și el... Nu neapărat echipele respective. Un fotbalist evoluează de la un eșalon la altul și dă goluri în continuare dacă ajungi. Dar are și el o anumită vârstă, nu? Cred că are 30 de ani, Bogdan Chipirliu, acum. Da, încă probice aici pentru CSA Steaua.
Ne uităm acolo, 1-0 în continuare pentru trupa pregătită de Daniel Oprița, care, spuneam, a făcut câteva mutări interesante la pauza acestei partide, trimițând cam tot ce are pe banca de rezerve un al doilea 11, dar ne reamintim, începând cu probabil proxima partidă de verificare, în cazul mai multor echipe, se cam stabilizează, Daniel, formula care va fi aliniată în prima apariție oficială din acest an, în jurul date de 25 februarie, săptămâna viitoare, găsim programul acestei etape cu numărul 17, cu multe partide, așa cum v-am obișnuit în direct aici la Metropola TV. Da, vin acele meciuri, dar până atunci o să vezi că o să se mai întâmple unele lucruri și vor mai apărea câțiva jucători, eu sunt sigur de lucrul ăsta, și să nu apară accidentările. Totuși, terenurile proaste din ultimul timp vor fi meciuri amicale, să nu afecteze și de ce mi-e frică cel mai mult și cred că ar trebui să-i preocupe pe foarte mult starea gazonului. Da? Pentru că uite ce probleme avem la Liga 1, la Liga 2, dacă plouă 3 zile. Domnule, la Ploiești, Daniel, arăta mai bine terenul. N-a mai plouat, n-a mai fost, asta spun. Da, dacă vine depinde o vreme, de vreme acum. Da, depinde de vreme, da. Așa, dacă plouă săptămâna trecută și jucăm, sigur că o să fie terenuri bune, dar la Baia Mare, din ce știu eu, un teren destul de prost. Da, uite, mă uitam la Botoșani, în perspectiva partidei de mâine cu Petrolul, de luni cu Petrolul, au acoperit câmpul de joc cu o prelată. Adică fiecare încearcă să găsească ceva soluții pentru ca la ora partidei terenul să fie în condiții cât mai bune. Este evident că toată lumea încearcă să găsească un teren. Dacă avea la prima etapă, Daniel, uite cum arată în Ghencea, bine, pe iarbă, terenul de antrenament, terenul 2, să tot joci. Aici contează foarte mult și cine se ocupă, pentru că sunt unii care sunt profesioniști, unele echipe tratează mai puțin serios problema gazonului și de-aia apar atâtea probleme. La Petrolul, sigur că toată lumea critică pe Petrolul, dar dacă stăm să analizăm, o singură dată s-a schimbat gazonul. Hai să mergem și la Iași și avem plăcerea de a-i spune bună ziua domnului Florin Briaur, președintele Politehnicii. Bună ziua, domnule Briaur! Vă salutăm, bună ziua! Da, nu ne auzim. Da, cred că e o problemă legată de... Bună ziua, domnule Briaur! Bună ziua, bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Da, ne bucurăm că vă reauzim. Intrăm în linie dreaptă, domnule Briaur. Oare nu pare mai târziu așa plecarea asta în cantonament? Poate că finisările pe care Leo Grozabu trebuia să le fac, eu știu, trebuia mai devreme. Ăsta e programul, echipa pleacă luni în Antalya. Luni pleacă în Antalya, așa am conceput programul cu antrenorul nostru, cu staful tehnic, cu Leo, pentru a ne întoarce exact în săptămâna premergătoare debutului în Liga a doua. De aceea am ales perioada 6-16 februarie, ne vom întoarce pe 16 la Iași, iar de pe 19 vom începe pregătirea pentru meciul cu Schellenberg din prima etapă din acest an. Da, vorbeam cu Daniel Nazare aici, faceți într-un fel exact ca FCSB-ul, care a venit din Antalya direct la partida cu Hermannstadtul dumneavoastră. Veți avea câteva zile totuși. Avem o săptămână înainte, da. Vom disputa 4 meciuri în Antalya și sunt convins că echipa va arata foarte bine la ora în partidei cu Schellenberg. Da, am văzut o altă formație care se află în Antalya și sunt multe echipe de Liga a doua, știți foarte bine, domnule Briaur. Da, vorbind da, de Unirea, deja a avut șansa de a evolua cu Dinamo Kiev într-o partidă amicală aseară. Politehnica, cred că are adversarii destul de bine cotați acolo. Are, în primul rând, vom juca cu liderul din Danemarca, cu Nordsjælland. Este echipă care primul loc în Danemarca, al doilea meci amical cu ei vom juca. Am stabilit doar două meciuri până acum. Nu putem disputa al treilea meci pentru că era cu o echipă din Rusia și propunerea pentru a disputa un meci cu echipă din Rusia, FIFA interzice partidele amicale cu echipe din Rusia și atunci vom căuta alți doi adversari pentru până mâine vom definitiva împreună cu firma care ne organizează cantonamentul, vom găsi cei doi adversari. Pentru că Leo își dorește adversari cât mai puternici. Genul de antrenor care la meciurile amicale din cantonamente își dorește adversari redutabili. Nu genul de antrenor care vrea adversari slabi ca să capete echipa încredere. Vrea să vadă exact unde suntem la acest nivel. Și eu cred că este o decizie foarte, foarte bună. E o problemă la Liga 1. Toată lumea vorbește de gazoane. La Iași, cum se prezintă gazonul pentru nouă sezon? Noi ne ocupăm intens de gazon. Gândiți-vă că de pe 4 decembrie, de când s-a terminat campionatul, practic noi n-am intrat pe terenul de gazon, dar terenul echipei mari. Am protejat cât s-a putut de mult până acum. Avem lucrări, facem în fiecare săptămână la el și sunt convins că la ora partidei cu Schellenberg gazonul va arăta foarte bine.
chiar în această săptămână, pentru că temperaturile scad foarte mult, gazonul va fi acoperit cu o folie, avem o folie specială la firma care se ocupă de îngrijirea gazonului, o folie specială cu mai mulți spori, ca să poată respira iarba, pentru că vorbim de temperaturi mai joase de minus 5 grade și la astfel de temperaturi se recomandă să protejăm iarba. Chiar în ultima săptămână echipa s-a pregătit doar pe sintetic. Noi la Iași avem, s-au făcut investiții masive în infrastructură în ultima perioadă și avem un gazon sintetic chiar la, lângă terenul mare, impecabil, abia montat în vara anului trecut. Da, păi mai avem imagini, domnule Briaur, de la Politehnica, evident, de la Mical Older cu Foresta Suceava. Repetiție generală utilă pentru echipa lui Leo Grozavu, 3-1. Ne uităm la campania de achiziții de una numeroasă și în această iarnă și pare că în sfârșit Politehnica, acum declarat de altfel, Corner Schweizer se oprește în general la jucători români, domnule Briaur. Majoritatea celor aduși în această iarnă sunt jucători români. Mai puțin fundașul central Matea Catanet, în rest am adus doar jucători români și am adus câțiva jucători tineri de mare perspectivă în care avem mare încredere că vor crește foarte mult la Iași, vom crește împreună. Da, important această politică. Pe de o parte, jucători experimentați de care este mare nevoie acum în demersul ăsta de promovare în Liga 1, dar și alții care pot crește semnificativ. Însă nu este viața ușoară, domnule Briaur, nici măcar la Politehnica. O echipă care se știe, are stabilitate financiară, are condiții, ne uităm și acum la televizor, aici la Metropola TV, la aceste rensiterii de bună calitate. A venit această veste din partea Federației a Comisiilor legate de Ciprian Parasip, care ar trebui reangajat, o cifră de bani importantă, 250.000 de euro, care ar fi informațiile de acolo, de la fața locului. Vorbim de o decizie a Curții de Apel București. Vechea conducere a clubului în luna aprilie 2021, cam cu 3 luni înainte să venim noi la club, a luat decizia de a-l concedia pe Ciprian Parasip. Deci nu ne aparține nouă, aparține vechii conduceri. Acum suntem în discuții cu Ciprian Parasip să găsim o soluție prin care să eșalonăm plata acelei datorii, pentru că este o sumă foarte mare și chiar dacă Poliaș este un club stabil din punct de vedere financiar, o astfel de sumă ne-ar crea probleme. Sunt convins așa că vom ajunge, am avut deja o primă discuție cu Ciprian, sunt convins că vom ajunge la un... El este un om de fotbal, sunt convins că vom ajunge la un consens împreună, astfel încât să nu blocăm activitatea echipei de fotbal într-un moment atât de important, avem un culor atât de favorabil spre promovarea în Liga 1. Dar totuși va rămâne, adică ar putea fi cooptat în staful administrativ sau asta este exclus? Acum avem discuții, nu am ajuns la această parte, mai importantă, mai presantă este pe datoriei, pentru că asta ne va încurca și la licențiere și de asta trebuie să fim foarte atenți. Suntem la partea de negociere a acestor modalități în care să plătim aceste sume de bani. Sunt convins, să repet, că vom ajunge la o înțelegere, pentru că ne leagă multe lucruri împreună și personal și pe el de Politehnica Iași. Da, și ultima întrebare, domnule Briaur, am discutat și cu alți conducători de club, dumnealor, în speț Gabi Magdaș de la Unirea Dej, Ilie Lemnaru de la Unirea Slobozia, știau că Unirea Constanța va continua competiția. Dumneavoastră ați aflat ceva din acest punct de vedere? N-am aflat nimic, suntem și noi interesați de acest lucru, să vedem dacă va continua sau nu competiția, pentru că mi s-ar părea anormal ca această echipă să nu continue măcar încă două meciuri, pentru că altfel ar fi denaturat clasamentul. Gândiți-vă că vor fi echipe care vor câștiga puncte deși le-au pierdut, iar noi care am mers acolo, am plătit deplasare, am câștigat pe teren partida, practic am ieșit în pierdere. Eu cred că ar fi normal ca această echipă să continue. Informațiile sunt contradictorii în acest moment. Sunt unele voci care spun că echipa se va continua în campionat cu juniori de la FCSB. Sunt alte voci care spun că, de fapt, nu va mai continua, dar nu se găsește un investitor să o preia. Cert este că aceste lucruri nu fac bine fotbal românesc. E păcat, va fi păcat să ajungă ca o echipă să se tragă în plin campionat, măcar să ducă la final sezonul regulat, chiar dacă nu se retrage după aceea din play-off, când atunci măcar toate echipele ar avea aceleași șanse cu Unirea Constanța, adică nu s-ar mai disputa meciurile, fiecare echipă ar câștiga 3 puncte și atunci ar fi un clasament onest în acest moment. Așteptăm și noi să vedem, domnule Briaur, și noi suntem interesați ca și dumneavoastră. Am încercat ceva tatonări acolo, la cei care au condus echipa, nu știu absolut nimic. Vom vedea în zilele următoare. Deocamdată noi mulțumim
Succes politehnic în cantonamentul din Antalya. Mulțumesc și foarte evident, mult, emisiune plăcută în continuare. Numai bine. Mulțumim foarte mult. Evident, ne vom reauzi din 25 februarie. Informații contradictorii, Daniel, legate de Unirea Constanța, ceea ce auzisem și eu legate de juniorii de la FCSB, pe de-o parte, pe de altă parte, nimic concret, cel puțin la acest moment. Să încercăm să-l găsim din nou pe Dacian Nastai. Nu că ar ști poate dumnealui mai multe tocmai pe la Zalope, unde locuiește, dacă nu s-a întâmplat ceva. Între timp, meciurile amicale, 4-0. Știi ce mi-e frică, Ionel? Să nu fie o echipă de juniori din asta, cum s-a mai întâmplat în urmă cu vreo 7 sau 8 ani, nu mai știu cine era, de lua bătăi cu 14-0, cu ce echipă a fost? Tot Unirea Constanța. Tot Unirea, dar mai fost cineva parcă înainte, nu mi-aduc aminte, dar erau 14-0, bătea Buzău cu 14-0, au fost multe rezultate din astea, știi, adică nici așa să vii să te prezinți, dar să faci act de prezență, să fii totuși competitiv. Da, greu de crezut că se va întâmpla acest lucru. Evident că interesul general este ca echipa să joace următoarele trei partide și ultimele, caz în care nu s-ar mai șterge rezultatele, atunci ar rămâne valabile ceea ce s-a întâmplat și nu s-ar mai da cu 3-0, pentru că unii au câștigat, alții au pierdut, s-ar strica clasamentul din acest punct de vedere, s-ar anula toate rezultatele și atunci ar fi toată lumea la egalitate. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, ai văzut Ilie Nemnaru spunea puțin mai devreme, ce domnilor, plătim noi, punem bani, toate echipele, ce idee are și Ilie Nemnaru, numai să continue Unirea Constanța, adică bani s-ar găsi, dar de unde jucători? Asta ar fi o chestie, să știi că în Germania a funcționat lucrul ăsta. Borussia Dortmund, când a fost într-o situație foarte grea, celelalte cluburi, inclusiv Bayern München, au intervenit și au ajutat. Da, dar ei mai aveau jucători. Da. Aici, bine, jucători găsești până la urmă, dar de ce calitate? Că... Adică decât să strici cu o echipă să strice campionatul, mai bine faci un efort. Sigur, Germania avea altă forță financiară. Aici nu știu cât ar trebui să pună Unirea deși cu Dinamo. Adică... Cât ai nu, dar ce să pună Dinamo, care nu are nici măcar pentru ea? Adică nu e complicat. Și cum e că Dinamo joacă prima etapă cu Unirea Constanța? La reluarea campionatului, vedem unde va juca Dinamo. Că și aici o mare problemă. Arcul de Triumf, unde noi vom merge, dragi prieteni, după emisiune, să vedem un meci de rugby. România-Polonia, Dinamo, unde să va juca. Că și totuși să joci pe Arcul de Triumf, înțeleg că e o chirie destul de mare, undeva la 20.000 de euro. Totuși pentru Dinamo, sigur, dacă vin 6-7.000 de spectatori, dacă... capacitatea e de 8.000, păi s-ar face niște bani. Constanța ar fi un test acum, sincer, pentru suporterii lui Dinamo. Că nu e un meci cu Steaua sau cu... Nu știu, eu cu cred Poliași, că varianta Clinceni-Giurgiu ar fi cea mai bună pentru Dinamo. Da, la Clinceni, mai ales dacă nu s-ar mai juca acolo Unirea Constanța. Pentru că n-ar fi costurile mare de chirie, totuși. 20.000 sunt terenul rezonabil. Da. Și gândește-te că sunt niște cu securitate, cu toate lucrurile astea adunate, dau o sumă destul de mare. Sigur, mulți o să spună, da, domne, vin suporteri. Vin, dar poate la un meci cu Unirea Constanța nu vin atâția cât vin la un meci cu, nu știu ce exemplu să dau, cu Poliași. Sau cu Oțelul, da. Cu sau cu Oțelul, din, cu echipe care sunt în față, da? Hai să zicem că meciul cu Steaua, cum a fost, se poate juca dacă intră în play-off pe Arena Națională și acolo sunt venituri mai mari. Da, rămână puțin, Daniel, la Politehnica aia și oarecum puțin surprinzătoare această manieră. Echipa pleacă abia luni în cantonament. Bine, sunt două săptămâni, mai sunt trei până începe campionatul. Ultima săptămână o petrec în țară. Da, nu pare chiar așa ciudat, dar mă gândesc că Leo Grozavo a amânat puțin plecarea în cantonament pentru a contura lotul său, știi? Că au venit foarte multe lucruri noi. Avem plăcerea de a-l saluta și astăzi pe Dacian Nastai, antrenorul sau nu al Unirii Constanța, aflăm nici nu mai știm. Vă salutăm, bună ziua, domnule Nastai. Bună ziua. Bună ziua. Vă deranjăm și astăzi pentru că nu reușim, domnule Nastai, să aflăm ceva concret. Puțin mai devreme în studioul Metropola TV a fost Gabriel Magdaș, președintele Unirii Dej. Mai apoi Ilie Lemaru de la Unirea Slobozia spunea că ar avea ceva informații că Unirea Constanța va continua campionatul cu juniorii. N-am reușit să aflăm nimic și v-am deranjat cu un telefon. Poate știți mai multe decât noi. Tot ce știu eu nu e nimic oficial. Nu oficial, dar... Cei care au posibilitatea să susțină această echipă sunt cei care vă pot da un răspuns 100%. Eu mi-aș dori mult să continuăm acest proiect, în primul rând pentru că nu am influențat sub niciun fel desfășurarea campionatului și sigur am dat posibilitatea altor copii tineri ca să guste din ce înseamnă jocul la nivel de Liga 2. Deci ceva informații, domnule Nastai, ceva tatonări ar fi din acest punct de vedere? Da, ar fi, să zicem, dacă am fi undeva la 55%, am fi un pic peste 50%, în sensul că s-ar dori ca să se continue proiectul.
Da, tot oficial, cu dumneavoastră antrenor. Poftiți? Zic, tot cu dumneavoastră antrenor. Nu mi s-a comunicat nimic din, din acest punct de vedere, că voi fi, că nu voi fi. Nici nu am reziliat. Eu cred că se va merge în continuare așa. Păi da, probabil că vă spuneau și dumneavoastră să vă găsiți un alt angajament. Dacă până la urmă se va continua, probabil că vor veni, domnule Nastai, ceva junior care până acum s-au pregătit, tot din curtea FCSB-ului, nu? Și n-ar pleca de la zero. Și dacă n-ați fost înștiințat, probabil că tot dumneavoastră veți continua această activitate. Da, despre asta este vorba. Numai că mie îmi place să spun da în momentul când am convingerea și 100% este da. Totuși, două săptămâni jumate e un timp suficient pentru a pregăti startul unui sezon? Nu, niciodată. Da, ar fi fost, să zicem, într-un anumit moment, să zicem, dar nu suficient. Să zicem că ar fi fost o continuare a muncii de anul trecut. Dar atât timp cât toți jucătorii au plecat, vă dați seama că va trebui să începem cu un lot de la zero, cu jucători care vin din... după anumite modele de joc, dar va fi o experiență, dacă ar fi să fie. Da, pe de altă parte, domnule Nastai, din jucătorii care au plecat, mulți dintre ei promițători, în care aveți cea mai mare încredere că va putea să facă pasul un Pandele, un Enaiche, un Chirițoiu sau poate alții? Un Pandele, un Chirițoiu, un Ciuciulete, un Enaiche, păcat de un jucător Longer, care noi ne-am pus mare încredere în el și acum văd că nu știu ce vrea să facă, probabil chiar se lasă de fotbal. Problema, știți unde intervine? Intervine acolo când jucătorul nu mai este eligibil în regulamentul juniorului. Și atunci el intră în rândul seniorilor, ba mai mult vin din spate 3-4 juniori care trebuie să joace și nu-și mai găsește angajament. Aici este pasul mare unde foarte mulți dintre ei abandonează. Da, păcat este că și dumneavoastră ați adus așa o rază de normalitate la o echipă Unirea Constanța, care s-a bătut în multe meciuri de la egal la egal cu formațiile mai puternice din campionat. Erau niște voci pentru că nu s-ar perturba, domnule, de aceea asta e continuarea campionatului. Chiar Ilie Lemnaru spunea, domnule, contribuim și noi cu bani celelalte echipe pentru ca Unirea să poată juca în continuare. Nu știu dacă era o glumă sau chiar vorbea serios, dar nu cred că s-ar pune problema de așa natură dacă cei care au sponsorizat până acum vor găsi de cuviință să continue activitatea. Eu mă repet, normalitatea ar fi ca să se continue pentru a nu influența sub niciun fel play-off. Pentru că unele echipe vor fi avantajate, iar unele vor fi dezavantajate în situația în care noi ne-am retrage. De aici, convingerea mea este că se dorește și îmi doresc mult și sper ca să continuăm cele 9 jocuri care au rămas. Da, ideea este că vom ține legătura domnului noastre și noi sperăm ca până la urmă rațiunea, înțelepciunea să învingă, deși nu este ușor în ziua de azi să bagi bani în fotbal, știm cu toții. Așteptăm clarificări și când le vom avea, vom discuta din nou cu dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Eu cred că problemele financiare le-au toate echipele private. Uitați-vă la Liga a doua, peste tot acolo unde privatul este cel care finanțează, este din ce în ce mai greu ca să respecte niște legi și nu cred că are susținere. Și atunci sigur că intervine un moment dat când tragi o linie și zici ce am câștigat și ce am pierdut. Și ce ar fi de făcut, domnule Nastai, din punctul de vedere al dumneavoastră? Sunt probleme juridice care mă depășesc, dar în primul rând când un om vine și vrea să investească, trebuie să fie ajutat. Este ușor să conduci o echipă finanțată de primărie, unde, mă rog, banii vin mai ușor. Dar acolo unde omul face banii și îi investește, lucrurile stau total diferite. Da, așa este și am mai avut reacții de genul ăsta. Oricum, așteptăm, domnule Nastai, clarificări. Mulțumim foarte mult pentru precizările pe care le-ați adus aici la Metropola TV. O zi frumoasă. Numai bine. Da, probabil că sunt ceva, Daniel. Sunt ceva discuții, dar nu e nimic oficial. Eu cred că Dacian asta e singura variantă pentru preluarea echipei. Dacă vin de la FCSB, mai găsesc un antrenor pe acolo, pe la copii juniorii. Sau poate domnul Nastai nu e luat în calcul și atunci și asta e o variantă. Da, sau poate dânsul nu acceptă, sau cine știe, dar pe de altă parte cred că acceptă. Și de ce? Pentru că nu are alt angajament. Nu i s-a comunicat, dânsul e sub contract în continuare cu echipa. Și atunci n-a găsit nici în altă parte, că nu putea căuta, dar având contract aici.
Poate trebuie să se găsească o variantă și să meargă echipa în clasă, să joace și să nu se strice clasamentul. Eu cred că și federația ar trebui să se implice, așa cum a fost cazul cu Clinceni și cu Mediaș, dacă ți-aduce aminte, când Liga a intervenit. Au mai plătit transport, au mai cazare, nu știu ce. Eu cred că și aici ar trebui să existe acolo un fond de 10, 15, 20 de mii de euro în care să ajuți echipa asta. Măcar zice, uite domne, vă plătim noi transportul, dar hai, găsiți o echipă să putem să mergem. Da, eu cred că nu trebuie să fie ceva publică treaba asta. S-au făcut ceva, cred eu, de mersul din punctul ăsta de vedere. Poate că s-au făcut, cred e foarte bine. Este general și cred că s-au făcut din ce discutau conducătorii care poate știu mai multe decât noi. De aceea, asta e probabil că va continua. Ar fi de dorit când ne uităm la televizor 4-0 Dinamo. Dinamo care ar urma să întâlnească în prima etapă chiar Unirea Constanța. Cu ce jucători, cu ce antrenor, măcar să fie pe teren, că vom vedea. Chiar dacă competiția nu, având în echipă doar juniori. Da, dar o duci până la capăt, asta e măcar. Măcar o duci până la capăt, după aceea te desfințezi sau așa mai departe. Adică trebuie să există o continuitate. Eu nu spun să o echipă să stea 10 ani dacă nu poate. Dom'le, dar dacă în sezonul respectiv te-ai înscris, să-l duci până la capăt. Dom'le, pe în orice parte, condiții. Nu se poate așa ceva. Pe de altă parte trebuie să de ce nu se întâmplă lucrurile astea, Ionel, în Germania, în Spania, în Anglia? De ce nu se întâmplă o echipă din Liga a treia să nu termine campionatul? Da, pentru că nu se poate. Foarte serioase. Păi da, pentru că la începutul campionatului ai de îndeplinit niște lucruri, da? Unul dintre ele este faptul să garantezi salariile. Da, dar mă gândesc că și cel care a finanțat, dacă afacerile nu-i mai merg, bugetul nu-i mai permite, omul spune, bă, îmi pare rău. Da. Dacă nu mai are cu ce... Da, dar dacă poți să spui după un an, nu poți să spui după ce ai jucat trei etape că nu mai poți. Au fost 17. Asta spun, da? Adică mergi până la capăt, faci ceva, adică să respecti. Da, noi așa am gândit noi, dar banii sunt în altă parte. Se mai desfințează echipe și prin altă parte, dar nu în plin campionat. Noi cred că România este țara cu cel mai mare număr de echipe desfințate în timpul unui campionat. Și atenție, campionate profesioniste. Da, ideea este că, uite, cum s-a întâmplat acum la șef și premiera asta cu întrerupea partidei, retragerile astea. După ce se întâmplă evenimente de genul ăsta, mai schimbăm strategia, legile, exact, poate da, să poate evităm ceva mai în bine, viitor, da, știi, da, măcar dacă tot s-a întâmplat și n-am putut să ne opunem acum. Bine, la noi sunt, dacă cineva respectă un regulament, a făcut exces de zel. Pe mine mă amuză teribil. Ce e exces de zel dacă eu am respectat regulamentul? Legea. Da. Nu știu, dacă mă sui acum în 335 și mă prinde controlorul și îmi dă o amendă, cât e, 100 de lei, e exces de zel? Da. Nu, a respectat regulamentul, n-am avut bilet și asta. Ce e atâta de... La noi dacă se face ceva, domne, exces de zel. Păi nu, la noi, din păcate, am spus-o de fiecare dată. Și nu neapărat fotbalistic și sportiv. În societate, normalitatea, din păcate, cam dispare. Că până ai ajuns să ne mire normalitatea, serios. În orice segment al vieții vorbim. Și sportiv, normalitatea sportivă. Că plătești salariile, că trimiți echipa în cantonament, că are unde să se antreneze, noi n-avem unde juca. Da, păi să ne antrenăm. Uite, Petrolul, de exemplu, a mers pe la Izvorani, pe unde a putut, pe sintetic. Cu ce bani? Cine mai știe? Petrolul e într-o situație dificilă, cred că cea mai dificilă. Nici Mioveni nu mai e în situația asta în momentul de față, nu? Cred că Petrolul este cu cele mai multe salarii neplătite în momentul de față. Nu e chiar așa nu? De rău. Nu e chiar așa de rău. Adică ne scrie în normalitatea 1-2 salarii, încă nu este. Chiar Petrolul a schimbat. A, 1-2 e bine. Petrolul a schimbat echipamentul, arată mult mai bine acum, estetic așa. Deci... Și domnul Burca a spus, ce domne, 2 salarii în România e ceva, da, e ceva normal. Spunea un jucător de la o echipă cândva, zice, băi, nu vă mai speriați atât, dacă la noi normalitate 2, de la al treilea e problemă, știi? Da, zâmbim și noi așa amar, pentru că tindem cu toții către o normalitate care, din păcate, întârzie să apară. Acolo unde lucrurile merg normal, nu, sunt și rezultate, că nu are cum. Parcursul ăsta firesc, nu, pe care îl avem sau pe care a trebuit să-l avem, aduc și rezultatele notabile. Dacă ceva lipsește, improvizăm, cum spunea și Gabi Magdaș. Cum spuneau și alții antrenori, Daniel, că tot vorbeam de licență pro. Mă, ai licență pro, dar trebuie să lucrezi într-un mediu profesionist. Că dacă ai licență și n-ai teren, n-ai salariu, n-ai apă, n-ai alea, ce faci? Păi nu e fotbal profesionist ăla dacă nu e. Păi nu e, dar trebuie să ai toate condițiile astea ca să-ți faci meseria. Nu? Uite, acum ajungem la nivel de Liga 1, ca două echipe, deci UTA, înțeleg că va juca pe un teren străin partida următoare. Gazonul, probabil. Ucluj, de asemenea, va juca la Mediaș. Chiar joacă astăzi. Nu, când joacă. Nu, etapa următoare. Etapa următoare, da. S-au și certat acolo cu Nicolae Dică, că am văzut. Incredibil. S-au certat la hotel acum. Da. Că la hotelul la care închiriase Mioveniu, da, vine Clujul. Și înțeleg că Mioveniu a închiriat prima, a rezervat prima. Da.
Apoi au venit aia de la Ucluș, care au mai fost acolo de nu știu câte ori și au zis... proprietarul. Da, totuși mi se pare faptul dacă eu am rezervat ceva. Și nu putea să stea amândouă echipele acolo, sau hotelul nu era... Hotelul mai mic. Nu știu, dar mi se pare că dacă eu rezerv o cameră la hotel și vine cineva și zice, păi da, dar știi, camera asta tăi o dăm lui Ionel. Păi eu spuneam, bă, Daniel a stat aici de 10 ori și eu odată. Zic, bine, Daniel, hai că plec eu, vino și stai tu, că ești aici cu oamenii mai prieteni. Asta mi se par niște chestii așa de Stan și Bran pentru fotbalul românesc. Nu, și cred că... O fi un singur hotel în media și atât, păi, de mic încât să nu intre ambele echipe? Cei de la... Dar e o problemă dacă intră ambele echipe? Păi eu asta am zis și eu, de ce să nu stai acolo? Dar, pe de altă parte, adică... înțeleg că cei de la Mioveni trebuie să meargă la Sighișoara sau să meargă tot mai de asta, că n-ar mai fi hotel la Mediaș. La cât sunt ei, înseamnă 14-15 camere, nu? Să zicem că mai stau și la dublu. Da, hai să mergem și pe la Brașov, Daniel. Să-l mai salutăm pe Marin Mitran, președintele lui FC Brașov, rămas acasă la bază. Marin, echipa în Antalya la căldură, președintele, la frig la Brașov. Normal, bineînțeles. Noi mai avem încă organizatorii foarte multe de făcut și cred că așa e normal. Echipa să-și facă treaba în Antalya, să pregătească și noi să ne facem treburile la Brașov. Ce mai e de făcut, Marin Mitran, acum, când echipa e plecată? Ce mai rezolvăm acolo? Ce mai facem? Administrativ tot timpul este ceva de făcut. Trebuie să pregătim documente pentru salariile echipei, pentru jucători și multe altele. Deci nu are pauză, președintele. Chiar dacă echipa e plecată. Terenul de antrenament. Știu colegii mei că și ei cred că fac la fel, probabil, unii dintre ei. Da, asta e o mare problemă legată de terenul de antrenament, care probabil și la Brașov își face simțită prezența, nu? Mai ales în perioada aceasta, când a nins abudenzile de acestea și se anunță încă zăpezi și, na, și friguri, adică vine gerul, nasol. Dar oricum, îți ții legătura, evident, Marin Mitran, cu Dan Alexa și cu cei care sunt acolo. Care sunt primele impresii din Antalya? Echipa a început și jocurile amicale. Care sunt impresiile de la fața locului? Da, m-au anunțat că sunt foarte mulțumit, sunt condiții bune, au avut și meci amical, am jucat destul de bine, am câștigat, victorii aduc victorii, sperăm să fie așa și să nu avem accidentați, asta e cel mai bun lucru, îmbucurător. Da, pe final de partidă ați marcat cu cei de la Shakhtyor, așa, Izata, arată că echipa e pregătită bine fizic, Marin Mitran. Păi s-a lucrat bine fizic la aceste 3 săptămâni cât am stat acasă din 13 ianuarie, am muncit foarte mult și da, probabil că suntem foarte bine fizic. Sunteți la zinul, din câte știam, adică începe să-și facă simțită o normalitate fotbalistică și la FC Brașov, acum. Păi, acum știți cum e, după greutăți, dacă îndrepti lucrurile și s-au îndreptat lucrurile și suntem pe drumul bun, suntem foarte mulțumiți, bineînțeles. Și sperăm să o ținem tot așa acum și echipa să fie sănătoasă, pe cel mai important lucru, să nu avem accidentat și să vină sănătoși acasă. Mai vrea Dan Alexa vreun jucător, Marin Mitran, sau e mulțumit cu lotul pe care îl are la dispoziție? Nu, suntem foarte mulțumiți. Chiar am mers cu un lot destul de lărgit în Antalya, vreo 28 de jucători, așa că suntem foarte mulțumiți. Am luat și mulți tineri cu noi ca să îi creștem. Și nu, suntem mulțumiți de lotul care îl avem momentan. Chiar foarte mulțumiți. Da, întotdeauna mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar eu cred că a reținut bine. Dan Alexa are contractul până în vară. Marin Mitran a fost prezent aici la Metropola TV. Probabil că ați demarat ceva discuții, nu? Pentru că aud că la Brașov s-ar dori din vară încolo atacarea unui obiectiv important. Foarte probabil cu Dan Alexa pe bancă. Vă concentrați pe ceea ce urmează, dar luați în calcul, nu? Și prelungirea angajamentului lui Dan Alexa. Categoric. Nu, discuția e un pic mai altfel. Și când a venit aici era opțiunea, era și opțiuni, deci chiar din primăvară de acum. Dar astea, restul detaliilor, discutăm cu Dan și sunt convins că o să luăm o decizie cea mai bună. Și se pare că am luat decizia bună și în vară, când Dan a venit la echipă. E antrenor cu experiență și cred că își face, se face văzută experiența lui la echipă. Da, e o mare controversă acum, Marin Mitran și președinte cunoscut la nivelul Ligii a doua, ții legătura cu cei care sunt conducători la alte echipe, în legătură cu prezența sau nu a Unirii Constanța. Veștile ar fi că echipa ar urma până la urmă să continue, deși n-a făcut niciun antrenament până acum, s-ar strica clasamentul dacă echipa s-ar retrage acum. Ce știi tu din acest punct de vedere? Nu știu, eu nu cred că știe vreun coleg mai mult unul ca celălalt, fiindcă oficial nu știm nimic. Deci toată lumea speculează că se retrag, că nu se retrag. Că pe mine nu ne deranjează nici într-un fel, nici în celălalt. Chiar nici nu ne deranjează. Noi ne jucăm șansa și asta e tot. E fotbal, e competiție.
așteptăm să înceapă campionatul, adică cele ultime trei meciuri din campionatul regulat și vedem după la sfârșit trage linie. Da, echipa mai are de parcurs de o săptămână în Antalya, când se întoarce acasă, repetiție generală, parcă cu Dinamo sau? Da, pe 18 o să avem un amical cu Dinamo la București. Și atunci se trage linie și gata, pregătiți Marin Mitran de nou la un fotbalistic. Suntem pregătiți, abia așteptăm, deci nu, chiar suntem bine, suntem motivați, echipa are salariile la zi, deci suntem foarte bine momentan, trece Brașov e bine. Așteptăm și noi a doua săptămână de cantonamente din Antalya, e de mult de lucru și la Brașov în continuare, unde președintele a rămas acolo, la fața locului. Mulțumim, Marin Mitran, pentru aceste precizări. Cu mare drag și salută și pe colegii mei și pe invitații dumneavoastră. Da, v-am pupat și să aveți sărbătoare frumoasă. Numai bine. Marin Mitran, dragi prieteni, ne întoarcem în studioul Metropola TV cu imagini din partid, acestea Steaua Metaloglobus. 78 minutul, 1-0 pentru acestea Steaua. Rămâne singulară, Daniel. Reușita lui Bogdan Chipirliu din finalul primei reprize. Da, e interesant totuși faptul că tot Steaua este echipa care domină, care a avut posesie. Mă așteptam ca Metaloglobus să încerce și ea să își creeze mai multe ocazii de gol, dar cea care menține balonul, care are posesia mai mult, este totuși echipa pregătită de Daniel Opriță. Da, spuneam că Daniel Opriță are și un lot mai convingător la dispoziție, nu? Două formule de echipă total diferite, ambele competitive, spun eu, nu? Pentru această dispută amicală, cei de la CSM Steaua au încheiat campania de achiziții. Doar doi jucători în această iarnă, Ciocoteală de la CSM Alexandria și acest Mahadi Kayondo de la CSM Deva. Dincolo Dinamo, CSM Lejoi 4-0, nu știu dacă poate fi relevant, Daniel, no. Dar totuși îți arată ceva cu 3 săptămâni înainte de start. Da. Nu? Această poftă de gol. Cătălin Țâră, 3 goluri, iată. Da, pentru antrenor l-am văzut și mai devreme pe Ovidiu Burcă, cred că era într-un conflict cu un fan, că a primit și un cartonaș galben după ce s-a certat cu cineva în tribună. Cred că vrea să vadă la ce nivel este echipa acum, dar după cum îl văd destul de irascibil, mi-e teamă că e nemulțumit de ceea ce vede. Sigur, nu ne uităm la rezultat, că nu asta contează, dar trebuie să găsească soluții. El este principalul răspunzător pentru situația sportivă a echipei și el și-a asumat un obiectiv aici, revenirea celor de la Dinamo în primul eșalon. Da, pare greu de crezut în acest sezon. Dinamo are foarte multe probleme de rezolvat. Admirabil fanii din DDB care fac eforturi generoase, uriașe, pentru ca echipa să reziste. Apar din urmă, Daniel, tot felul de datorii și aici e o mare, mare problemă pe care au foarte multe echipe de genul ăsta. E greu să susții activitatea acum, dar păi să mai plătești din urmă bani deloc puțini. Uite ce se întâmplă la Rapid, uite ce se întâmplă la Dinamo. Fotbaliștii din anii trecuți, chiar 5, 6, 7, 8 ani, care vin și cer niște sume care nu le-au fost acordate și astfel de litigi sunt câștigate în proporție de 90% de fotbaliști și apasă greu, mai ales pentru echipele care au anumite probleme financiare. Sigur, Rapidul și-a permis să plătească vreo 400.000 de euro, dar nu știu dacă ar veni o situație la Dinamo pentru un fotbalist de 400.000 de euro, cred că ar fi foarte, foarte complicat să iasă din ea. Da, am văzut parcă ieri și luare de poziție, una din puținele, pentru că nu-l prea vedem așa ieșind la rampă pe Nicolae Badea, legat în continuare de Dinamo, prin tot felul de contracte pe acolo, cu stadionul, cu spațiile comerciale, cu... Dincolo am văzut Zăvăleanu, discuții cu Gigi Becali, care învăța pe cei de la Dinamo ce să fac, probleme cu jucătorii străini, am înțeles că vreau să plece, sunt ținuți de contract. Deloc o manieră simplă pentru a gestiona situația, pentru Ovidiu Burcă, care rămâne acolo pe baricade și încearcă. Da, asta e de apreciat că rămâne. Ce mă deranjează pe mine e că și arogă mai multe lucruri. Adică el trebuie să ocupe de partea sportivă, nu de bucătar, nu de ce nu sunt plătiți fotbaliștii la timp și alte lucruri. Iată, bară, nu? Sau gol. Bară, a fost sau gol din zăpada, din spatele da, porții. Da, da, a ricoșat mingea. Da, mingea a intrat în plasă. Aici 5-0. Partea stângă, 5-0 pentru Dinamo. Arăta bine și această fază de atac a dinamoviștilor. Nu-mi dau seama cine a marcat acolo, oricum e unul din jucătorii intrați pe parcursul părții secunde. Iată că în spatele porții sunt munții de zăpadă, balonul a atins bulgării uriași de acolo și a revenit în teren. Dinamo 5-0 cu CSM Lejoi. S-ar putea, Daniel, ca rezultatele pregătirii făcute la Săftica
Acum, dacă sunt probleme, sunt probleme. Dar eu cred că Ovidiu Burcă a lucrat la nivelul maxim cu jucătorii în cantonamentul de la Softica. Pentru că, iată, Dinamo, ca și CSA Steaua, care joacă de asemenea acum cu Metalul Globus, au optat pentru aceste cantonamente în țară, la bazele proprii. Și cred că s-a lucrat bine, totuși. Bine, trebuie să nu fim ipocriți, să recunoaștem că s-a întâmplat lucrul ăsta din cauza problemelor financiare. Adică nu că și-a dorit Burcă să se antreneze la baza Săftică. Nu, dar antrenamentele cred că au fost la intensitatea cerută maximă. E bine că totuși au fost cantonați într-un singur loc, n-au plecat, le-a fost gândul numai la fotbal, pregătirea a fost centralizată. Sunt niște avantaje ale acestei pregătiri. Fotbaliștii, dacă pleacă pe acasă, se mai duc prin alte locuri, nu sunt concentrați foarte tare la fotbal. Dar aici știm foarte bine, Ovidiu Burcă, dincolo de ce părere are unul sau altul despre el, e un tip intransigent și serios. Adică asta nu-i se poate contesta. Da, pentru că na, pregătirea asta trebuie să se vadă în meciurile oficiale care vin. În creștere, așadar, Dinamo, o a treia partidă consecutivă cu echipă prahoveană, de Liga a treia, astăzi vorbim de liderul din C5, CS Blejoi, după testele cu CS Păulești 0-0 și CS Oplopeni 1-1. Iată că astăzi Dinamo marchează de 5 ori. 3 reușite i-au aparținut lui Cătălin Țâră. Florescu este cel care a marcat ultimul, a reușită pentru Dinamo, un jucător aflat pe lista de rezerve la începutul acestei dispute. Intrăm așadar, dragi prieteni, în linia dreaptă a pregătirilor legate de abordarea acestui an fotbalist la nivel de Liga a doua. Mai sunt 3 etape de jucat, după care se stabilește ierarhia în play-off și cele două grupe de play-out. Mare parte din echipe sunt plecate peste hotare. Asta arată, nu Daniel, și stabilitate, din multe puncte de vedere, pentru formațiile de Liga a doua. Stabilitatea și cele care au rămas acasă, mare parte dintre ele, care au optat pentru altfel de pregătire, așa cum este CSA Steaua, nu? Care n-a mai plecat nici la Forban, nici măcar în Turcia, având teren sintetic, având tot ce trebuie și teren de antrenament, pentru că vedem partida cu Metalul Globus, care se dispută pe un teren de bună calitate în acest moment. Da, sunt terenuri bune, așa cum cel puțin până acum. Nu știu dacă am discutat noi săptămâna trecută că foarte multe partide au fost amânate. E bine să existe în momentul de față terenuri bune pentru a putea pregăti aceste meciuri. Gândește-te ce s-ar întâmpla dacă dă o zăpadă, dă un frig și nu se mai joacă partide amicale până începe campionatul. Îți dai seama că toate echipele sunt afectate. A fost doar un singur weekend, se poate întâmpla, este iarnă, se mai miră unii jurnaliști pe la știri că, domne, e viscol, e zăpadă, e frig. Suntem în luna februarie, suntem în luna februarie, așa se întâmplă, au fost luni februarie mult mai friguroase și cu mult mai multă zăpadă. Nu trebuie să ne mire. Deocamdată, la cum s-a prezentat situația, eu zic că a fost o iarnă blândă față de ceea ce am trăit noi când eram mai mici. Ne aducem aminte, începea campionatul în martie la Liga 1 atunci, în ianuarie ca acum, și erau niște terenuri foarte, foarte proaste la vremea respectivă. Hai să vedem o ocazie pentru Steaua. Mahadi Kayondo acolo, un jucător care l-a convins, așadar pe Daniel Oprița. Da. Șut blocat. Nu și-a asumat singur această fază. De ce spuneți mai devreme? Pasă scurtă, viață lungă, nu? Păi da, cel mai bine. N-ai probleme deloc. Da, dar nici nu faci pasul către fotbalul adevărat. Așa este. Te mulțumești acolo cu locul tău, care pare, să spunem așa, călduț. Ne pregătim, dragi prieteni, să revenim oficial pe 25 februarie. Săptămâna viitoare vom afla programul, care cuprinde câteva partide de cert interes. Programul știm, e vorba de meciurile... Da, de derularea partidelor pe zile. Cu siguranță televiziunile vor transmite din nou la revenirea, la reîntâlnirea oficială cu Liga a doua, destule partide. Ba mai mult, peste o lună ne apucăm și de Liga a treia. Intrăm, Daniel, așa încet, încet în meniul partidelor, că asta ne interesează. Iar pe de altă parte, cum spuneai tu, de terenuri, da, e perioada în care după aceste cantonamente se încearcă finalizarea, finisarea chestiilor tehnico-tactice. Ori dacă n-ai terenuri de calitate sau rezonabile, sau practicabile până la urmă, ce să faci? Kayondo activ acolo în repriza a doua. Da, da. Această nouă achiziție de la Deva. Mă surprinde că cei de la Deva, echipă care e pe primul loc acolo și care are șansa de a promova, au renunțat la principalul lor jucător. Adică... Da, mă gândeam că va juca titular, cum s-a întâmplat acum 2 săptămâni. Nu a fost cazul, dar cred că aici Daniel Oprița a încercat să dea minute tuturor jucătorilor. Da, 2 reprize total. Asta a fost ideea. Are și un lot destul de numeros și își permite să facă lucrul ăsta. Da, corner pentru cei de la Metalul Globus, nu? Dacă nu greșesc, minutul 87 în confruntarea din Ghencea, da, Metalul Globus. Tricourile tradiționale ale celor de la Metalul Globus
Îi recunoaștem ușor din acest punct de vedere. Formația pregătită de Sebi Tudor, care va pleca la rândul ei săptămâna viitoare, luni, într-un cantonament de o săptămână. A mai fost unul pe plan local, cred că tot în București probabil vor rămâne. Având teren sintetic, recuperare găsești, ai cazare, ai masă, ce să mai pleci undeva în altă parte. 88 minutul în partida din Ghencea, CSA Steaua, Metaloglobus 1-0. Dinamo CSB Lejoi 5-0, ne pregătim și aici de finalul acestei dispute amicale, dragi prieteni. Într-o zi care ne-a adus aici la Metropola TV, invitat Gabriel Bagdaș, președintele Unirii Dej în prima parte a producției, după care am mers în câteva locuri. Nu a fost deloc facil, pentru că spuneam, 7 echipe sunt plecate în cantonamente și susțin partide de verificare. Celelalte care sunt în țară, de asemenea, toate sunt angrenate în meciuri de verificare, pentru că mai sunt 3 săptămâni până la ora startului oficial și normal că pregătirile se intensifică în această etapă importantă legată de jocurile de verificare. Două dintre ele urmărite și de noi, nu? Dinamo CSB Lejoi 5-0. Nu cred că se mai poate modifica ceva. Iar Steaua Metaloglobus 1-0. Săptămâna viitoare va continua de asemenea cu multe partide amicale, iar noi sâmbătă viitoare din nou vom fi, nu? Ancorați pe ceea ce se întâmplă la nivelul eșalonului secund, cu doar 2 săptămâni atunci înainte de start. Ne apropiem, Daniel, cu pași repezi. Așa este. Mai este foarte puțin. Nu mai avem răbdare, dar cred că este momentul ca echipele să facă pasul către această primă etapă și vor fi 3 etape până se completează play-off-ul și play-out-ul, foarte interesante. Nu cred că va conta calitatea partidelor, ci punctele puse în joc. Da, cum vorbeam și cu Gabriel Magdaș, mai ales că acum ești în fața obiectivului. Nu mai e nimic ca de făcut, doar să iei puncte și să te califici acolo în cazul echipelor care caută un loc de play-off. Dincolo să te depărtezi de zona nisipurilor mișcătoare sau să te apropii de zona în care se împart locurile de play-off. Calitatea, probabil că la primele partide nu va fi foarte importantă, însă pe măsură ce intrăm în campionat, în play-off, de ce nu, terenurile vor deveni din ce în ce mai bune odată cu vremea, mai prietenoasă, și atunci cu siguranță va apărea și spectacolul pe care îl dorim, de preferat, Daniel, cu foarte mulți bani în tribune, că asta este esența. Eu cred că vor fi multe meciuri interesante și vom avea parte de o audiență maximă, pentru că sunt meciuri interesante și meciuri între echipe care au tradiție, iar lupta asta la play-off va fi captivantă. Da, câteva secunde până la finele partidei din Ghencea, CSA Steaua Metaloglobus 1-0, continuă în formația lui Daniel Oprița seria victorilor amicale, ar fi a treia reușită din 3 partide cu adversari diferiți, 2 dintre ei la nivelul ligii a treia, iată acum Metaloglobus, o colegă care combate la același nivel competițional și am văzut din nou pe Mahadi Kayondo, destul de activ în această parte a meciului în care s-a aflat pe teren. Dincolo, Dinamo se pregătește să închidă partida cu CSB Lejoi 5-0 pentru formația dinamovistă. S-a epuizat timpul și în meciul din Ghencea, cred că prelungire 1 minut sau 2 cu ocazie a celor de la Metaloglobus. Ne pregătim și noi, dragi prieteni, să punem capăt acestei emisiuni imediat după flerul de final în Ghencea. Horia Iancu, portarul din această parte a jocului pentru CSA Steaua. Echipă care câștigă, iată, pentru a treia oară amical astăzi, una din ultimile faze ale partidei din Ghencea. Un ultim atac, probabil, și se pune capăt acestei partide. Noi ne pregătim, dragi prieteni, să vă spunem la revedere, Daniel Nazare și Ionel Luțan. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ați fost și astăzi alături de noi, vreme de aproape 3 ore și jumătate. Ne mulțumim ca de fiecare dată colegilor din regie pentru efortul depus. Rămâneți în continuare cu Metropola TV și Sport Total FM. O după amiază.